problema nu a dispărut. Eu tot credeam că problema a fost rezolvată, sunt atât acel lucru în Daruda. Dar uite de mine aici, m-a fost prezentat. Acum lucrăm poate un mantran serviciu ăsta de smurt. E unica întreprindere de acest profil care menține piloți, care menține o situație acum avem de urgență cu strugirea diferitelor chestii în agricultură. Și acolo a fost hotărârea. Noi, normal că dorim ca să ne întâlnim cu dumneavoastră, cu tot guvernul, ca să găsim o soluție cum ca noi, când noi suntem Gaza cu colectivul nostru sau îl implicăm, ca să trecem cât mai rapid, să eliberăm, înțelegem că e o proiect de stat. Dar vă rugăm cum să găsim o soluție. Andreea, uite, ca să nu dezvoltăm acum detaliile, să nu mă repet, nu mai târziu decât să începem săptămânii viitoare, domnul Codoroc vreau să ia legătură cu colegii la răspund. E problema statului, dar nu problema investitorilor. Săptămâna viitoare, sunt aceleași persoane. Mercuri problema. Nu, eu credeam că problema s-a rezolvat, dar ea s-a conservat în timp. Ok, alții în microfon, domnul. Au ceva? Dar să discutăm iar până toată masa, atunci... Băi, o să discutăm, evident că o să discutăm. Să vedem ce formulă mergem. Avem o rezistentare de întrebați, domnul Marco, știu că este... Întrebare. Noi, când facem construcții la halele astea, se primesc noi materiale multe de importate. Așa. După acest termen de construcție, sunt că nu pot să spui exact cât trebuie să fie. După acest termen toată construcția, noi suntem nevoiți să întoarcem materia primă din țara din care venim. Adică vama, stocul, da? Da. No, vama nu se permite, avem două soluții. Ori ne duceți de acolo, dați dreptul vamale și dar cum noi vrem să ne plătim? Nu avem dreptul. Ce zice, mamă? Deci, mărfurile care sunt plasate în zonele economice libere, după data de 08-11, 2012, ele trebuie să fie numai reexportate. Nu pot fi plasate pe teritoriul comarației nostru. Așa. Noi am, sâmbătă ne-am propus să luăm câteva cazuri concrete. Uite, investitorii din Republica Moldova, sau cei străini care au, ce probleme au. Și noi am constatat sâmbătă că, de fapt, că noi avem o deschidere totală față de mediul de afaceri, dar probleme concrete nu putem rezolva. Ia că noi este paradoxul din Republica Moldova. Fiindcă dacă te uiți dispoziția la toți miniștri, toți votează, suntem pentru mediul de afaceri. Dacă îmi zici, domnul ministru Cutărică, dar uite un caz concret, mă, dacă acolo ai făcut o problemă. Nu, Doamne ferește, că aici eu am grijă
din domeniul meu. Și eu am ajuns la concluzie să zic, stimați colegi, asta e paradoxul nostru. La nivel general, toți suntem pentru, dar ca să rezolvăm o problemă concretă, ne acoperim de o mie și una de interese departamentale. Și noi atunci am luat în dezbatere două cazuri concrete, n-am să le dau acum, unui caz. Și am continuat ieri discuția, că vreau să vă zic, de sâmbătă, unde toți, în fața primului ministru, în fața ministrului, zic, gata, noi rezolvăm în două zile, am ajuns ieri în ședință de guvern și problema nu se rezolvă. Problema concretă, una mică. Deci eu ieri am venit cu propunerea, domnul prim-ministru a acceptat-o, cred că noi o să formalizăm în următoarele zile. Am zis, hai să facem un fel următor, stimați colegi, ca să ne creadă lumea că chiar noi avem deschidere față de investiții și business, hai să identificăm 100 de proiecte concrete cu probleme. 100, nu trebuie mai mult. În diferite domenii. Unul vrea să facă o fermă și nu poate face de ani de zile, nu pot mă lir. Unul vrea să facă o producție industrială, să tecoane și nu dă cineva autorizare. Uite, hai să identificăm acum 100 de proiecte concrete. Și începem să le rezolvăm. Și pentru acea hală, tot cu utilaj. Nu are rost să le demontăm, chiar ar fi o prostie, fiindcă nu se merită. Iar să eliberăm alte sede. Sediul cel administrativ cu multe etaje, care înseamnă câteva mii de metri pătrați, care repede ai scos mesele, ai făcut o reparație cosmetică și bagi câteva mii de oameni care pot scoase acolo. E absolut real. Deci iar noi, eu am salutat entuziasmul domnului director, ceea ce au făcut ei e ok, dar o să mai băgăm noi săptămâna viitoare în cealaltă agendă. O leacă mai repede și o leacă altfel. Reapară în actualitate. Ce înseamnă problema nu a fost rezolvată? Dar ca să înțelegem încă o dată, e vorba de ajutorul material. Asta nu este o cheltuială așa că n-au ce face oamenii. Asta eu o văd ca o investiție în procesul de producție. Nu există proces de producere dacă nu sunt acești oameni. Adică eu o văd o verigă absolut indispensabilă procesului de organizare ce se produce propriu-zis. La fel cum vine omul pentru un schimb, vine pentru 8 ore. Și ca să nu plece undeva, să nu vină aici pe loc, îi se oferă această comoditate, aceste prânzuri. Domnul prim-ministru, că nu s-a rezolvat problema, pentru că eu văd o deschidere într-adevăr mare din partea dumnealui, și eu cred că săptămâna viitoare noi o să identificăm clar. Dar eu cred că nu trebuie neapărat la lege, nu, problema nu este legea. Eu vă asigur că dacă o să vedem o problemă concretă, o să încercăm să o dispachetăm, să zic așa, și să-i dăm o definiție precisă, o să găsiți că în 99 din cazuri problemele vin din atitudinea unor oameni. V-am dat exemplu cu vama. Se poate aici la băț. Înseamnă că depinde de aceeași legislație, de aceleași ordine de serviciu vamal. De ce aici lucrează ca ceasul, dar să zicem la ungheni nu lucrează. Înseamnă că e foarte importantă atitudinea omului. Cum tratează el, dacă vreți, atitudinea față de business în genere, față de cei care fac investiții și realizează ceva, fiindcă ei dau locuri de muncă. De ce? Dar o să deșghiocăm această problemă și nu avem încotro, să-i dăm soluție. Dacă nu o să vină colegii la Ministerul de Finanțe cu inițiativă, o să venim noi cu inițiativă, pentru că e important să rezolvăm această problemă. Care îți vine și îți face investiții 10 milioane de euro și vânzări anuale de 50 de milioane de euro și acei 150 de locuri de muncă care sunt ingineri cu salarii, noi nu vorbim deja de 3, 4, 500 dolari, noi vorbim de 1000 și ceva de dolari. Eu zic că eu m-aș da peste cap, aș schimba legislația. Aș adapta-o la ceea ce vor ei și nu invers. Se merită. Dar noi, nu știu, nu ne interesează, la noi asta e legea și o să rămânem o țară săracă încă 30 de ani înainte. Dar în schimb, o să fim așa țepeni. Nu merge chestia asta. Lasă-ți mintea și ochii deschiși pentru tot ce e nou. Adaptează-te, mișcă-te. Și e real, e posibil. Avem exemple care pot fi urmate. Noi și sâmbătă am discutat și am zis, eu nu simt că în cadrul guvernării s-a acumulat masa critică de oameni care gândesc pro-business. Uite, nu s-a acumulat. Și asta o spun absolut, absolut franc. Dar trebuie să o schimbăm. Oamenii care trebuie să înțeleagă că în capul mesei trebuie să fie cel care a venit, a riscat cu banii lui, ți-a făcut investiția și a dat locuri de muncă. Uite, el e centrul universului, dar nu un funcționar dintr-o instituție sau altă. Dacă noi lucrurile astea o să le înțelegem, uite, vă asigur că în câțiva ani de zile toată Moldova poate fi împânzită de proiecte de genul ăsta. Dacă nu, dar eu nu vreau să merg pe scenariul ăsta.